internațională, dintre care circa 10 în fonduri de investiții, în special private equity. Revenind la subiectele de astăzi, aș dori să menționez unul dintre principiile pe care eu le consider fundamentale pentru o investiție pe piața de capital. Principiul de corporate governance, de investment, și anume acționarul trebuie să fie întotdeauna prioritar, să fie avut în vedere la orice moment. De acest lucru se leagă pragul de 5%, care mă bucur foarte mult că este agreat de toată lumea faptul că va trebui eliminat. Mă întreb ce a stat până acum în calea acestor eliminări. Cel puțin la nivel declarativ se pare că absolut toată lumea din sala asta este, este în consens. De asemenea, tot legat de acționar, reprezentarea sau o mai bună reprezentare în AGA, cred că este absolut necesară. Am aici în vedere mecanismele de exercitare ale, al votului, diversele forme de procuri care au fost probleme în trecut și probabil continuă și astăzi, de numărătoarea voturilor, de organizare generală a adunărilor generale. Și asta e o problemă nu neapărat a sigurilor, ci poate ar trebui reglementată la întregul, la nivelul întregii pieței de capital. O lege specială de care se discută, o văd fiind, ca fiind oportună doar la un nivel redus, și anume să asigure un cadru deschis și corect pentru toți participanții. De asemenea, nu ar trebui să îngrădească în niciun fel libertatea investițională a managerilor acestor fonduri. Am aflat cu surprindere că circa 3% din investitorii în SIF-uri sunt investitori instituționali străini, ceea ce ar trebui să fie o preocupare majoră pentru administratori. Mă bucur însă că există fonduri locale de pensii care sunt din ce în ce mai prezente și mai active în aceste structuri de acționariat. Și de aici poate veni un anumit gen de activism, aș spune, care să pună acea presiune constructivă, de altfel, foarte necesară însă asupra managementului. Observam în prezentarea Fondului Proprietatea că ei anual sau la 2 ani sunt evaluați și pot fi schimbați automat de către acționari. Nu poate să aibă decât un efect pozitiv asupra performanțelor respectivei companii. Referitor acum la discountul de până la 50%, să spunem, între prețul și, dintre preț și activul net, iarăși, preocupare majoră ar trebui să fie pentru fondurile de investiții, aceste closed-end funds, pentru că nu creează un context în care ele să poată continua să facă investiții prea multe, pentru că fiecare leu din companie, din activul net, este evaluat la 50 de bani. Din start, o nouă investiție pleacă cu un handicap major. Din ce motiv există acel discount, e o lungă discuție. Însă, o politică de dividende, de buyback, echilibrată și combinată cu un, nu știu, o componentă de dezvoltare a portofoliului, poate ar fi benefică în cadrul strategiei managerilor. Aș mai menționa, apropo de agenda, de punctele de pe agenda de astăzi, desființare versus creștere versus. Desființarea nu este neapărat o temă pe care să o discutăm noi astăzi, pentru că până la urmă acționarii, prin nu știu, votul pe care îl dau, prin cumpărarea acțiunilor și apoi și le exprimă în analiza națională, vor putea decide și e normal să decidă asupra oportunității de continuare a activității și sub ce formă, mai ales sub ce formă. Pentru că s-au vorbit de diverse tipuri de clase de active. E foarte bine că există o deschidere în acest sens din partea managementului. E o abordare
abordare modernă, aș spune, cu fonduri de private equity, venture capital, real estate, poate de portofolii de restructurare, non-performing loans, sunt foarte multe. Întrebarea mea, există capabilitate și capacitate la nivelul managementului de a le administra? Nu vreau să vorbesc de toate tipurile la grămadă, cum s-ar spune. Există diferențe, e foarte bine să încerci să se diferențieze. E mai mult o întrebare de principiu la care cei în cauză pot reflecta. Pentru că, deși aceste clase de active au meritele lor, e o industrie și un domeniu în sine, cu profesioniști specializați care se ocupă, de acest lucru. Se mai vorbeau de investiții minoritare versus majoritare în companii private. Părea mea că acele investiții majoritare sunt foarte riscante atât timp cât nu există expertiza și capacitatea în sectorul respectiv. Iar ce este o... De aceea sunt considerate aceste investiții ca un factor de risc mult mai mare decât cele în piața, pe piața listată în blue chip. Apropo de acest subiect, nu cred că este rolul SIF-urilor să investească în companii blue chip. Pot investi în companii pe bursă ilichide, aero, IPO-uri mai mici, unde pot să-și dezvolte, să contribuie cu capital autohton. E foarte bine, dar la costurile de operare și de administrare pe care le au, care pot fi mari, mici, depinde de cum te uiți, părerea mea personală e că sunt mari în comparație cu benchmark-urile internaționale și fondurile în care am lucrat, dar asta este o altă discuție. Să investească în companiile de top din România sau în alte SIF-uri, nu văd foarte mult sens, dar e posibil să-mi scape mie ceva. În încheiere, aș vrea să menționez partea de eficiență, unde cred că se mai poate lucra, la nivel de costuri, costuri totale. Am văzut tot felul de calcule, procente, explicații. Aici cred că este loc de mult mai bine. Evoluția este încurajatoare, dacă facem o comparație cu acum 5 ani, dar încă este peste nivelul pe care îl consider acceptabil. În bază, nu fac referire la un anumit fond. Cam atât am avut de zis.